Muzeul Județean Olt organizează ateliere de creație pentru tineri, prin care aceștia pot învăța arta modelării lutului și a picturii pe sticlă. Astfel, elevii de la Liceul Nicolae Titulescu, Liceul cu program sportiv, Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, dar și două clase de copii cu nevoi speciale, vor desfășura la sediul muzeului activități recreative pe timp de vară. S-am stabilit împreună cu colegii mei, muzeografi și șefii de secție, dar și cu domnule profesor, care coordonează aceste clase de colegi, ca zilele următoare, respectiv joi și luni, să realizăm câteva ateliere pentru copii. Ateliere de creație și recreative, având în vedere faptul că a sosit perioada vacanțelor, vrem și am convenit împreună cu ceilalți colegi ai mei să realizăm un program recreativ pentru elevi, dar nu numai pentru elevi, și pentru adulți de toate vârstele. Mai mult decât atât, ateliere de modelat lut se vor desfășura și la Casa Memorială Gunca și Spiru Vergulescu, sub coordonarea muzeografului și profesorului Lucian Truță. Tot în acest context, sperăm ca într-o săptămână, cel mult două, să dăm drumul și la Casa Memorială Gunca și Spiru Vergulescu, care este situată pe malul Livezii numărul 13. Acolo se vor desfășura sub coordonarea, în special, a domnului Truță, Lucian Truță, care este muzeograf, dar a și predat lecții de modelat în lut la Palatul Copiilor. Și acolo vrem să deschidem câteva ateliere, nu numai pe modelare în lut, dar și pe pictură și respectiv pe realizarea de ornamente sau obiecte tradiționale. Atelierele de creație organizate de Instituția de Cultură Olteană se vor desfășura pe tot parcursul verii, iar cei interesați sunt invitați la Muzeul Județean.